Turiștii au continuat petrecerea și în prima seară a noului an. Cei care au ales litoralul românesc pentru sărbătorile de iarnă au participat la un adevărat bal mascat în stațiunea Mamaia. Ținuta obligatorie pentru astfel de petrecere este o mască venețiană. Eu m-am pregătit, așa că sunt gata de petrecere. Invitații au avut parte de un show coreografic spectaculos, susținut de un grup de dansatori profesioniști, mascați corespunzător pentru tematica petrecerii. Nu am rezistat și am adaptat două dansuri special pentru acest eveniment. Au fost pași diferiți decât cei pe care îi facem noi în mod normal, dar ne bucurăm foarte mult că publicul din această seară chiar a fost unul dornic să se distreze. Invitații nu au stat prea mult departe de ringul de dans și s-au alăturat profesioniștilor care i-au învățat câteva mișcări simple. Acest domn a venit tocmai din Caraibe, iar în drumul său spre petrecere a răpit-o pe ducesa venețiană care i-a furat inima. Am prins o corabie, am luat gâtul lordului care era și am răpit și a rămas. Să traduc, a găsit jumătatea perfectă. Turiștii au venit din toate colțurile țării pentru a petrece anul nou la malul mării. Am venit de joi. Suntem casa spune duminică. De unde veni? De la Marea Mureș. Numărul 1. De ce tocmai e Constanța? Unde e mai departe pe hartă? Acolo, unde am pus metru, unde o să ne merim cel mai departe. Este amuzantă, este plină de veselie și așa trebuie să începem noul an, plin de veselie și de speranță și de tot ce e mai frumos. Pentru cei mici a fost o adevărată distracție. Copiii s-au bucurat că au avut ocazia să se deghizeze și au pus măștile și au fost gata de petrecere. De ce vine la petrecerea asta? Fiindcă îmi place foarte mult să dansez. Aproximativ 200 de persoane au luat parte la balul mascat din stațiunea Mamaia.